secretar general în Ministerul Afacerilor Interne, stimați reprezentanți ai ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, reprezentanți ai programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare în Republica Moldova. Astăzi asistăm la un eveniment organizat popular cu transmiterii unui lot de echipament, mijloace speciale, segmentar sportiv, din partea programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova și Guvernului SUA, care a fost donat direcției CIPAL Academiei Ștefan cel Mare, al Ministerului Afacerilor Interne, de o valoare totală de peste 73.000 $ americani. Echipamentele vor fi utilizate pentru instruirea în domeniul intervenției profesionale și pregătirii fizice a angajaților Ministerului Afacerilor Interne, care vor participa la cursurile de formare inițială și continuă. Cu acest prilej, ofer cuvânt secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Ianuș Iernan. Să vă mulțumesc, stimate domnule Baclăi, domnule Lăcean, domnule Popârță, stimați colegi. Mă bucur faptul că acele discuții pe care noi le-am inițiat ceva timp în urmă, a fost lansat acel proiect privind susținerea reformei autorităților de aplicare legii care este implementată de către PNUD Moldova. Avem primele rezultate bune și frumoase, spun eu. Bucur faptul că aceste mijloace speciale vor merge pentru subofițerii care vin la instruirea inițială și, după cum vedeți, sunt foarte aproape de ceea ce vor implementa în practică atunci când vor merge în subziuni și vor realiza activitățile polițienești zi de zi. Sunt de calitate foarte bună. Sigur că asta va contribui la ridicarea nivelului de pregătire profesională a subofițerilor care vin la pregătirea inițială. Vreau să menționez faptul că, necătând la acele schimbări instituționale, știm cu toții de trecerea CIPAL-ului în componența Academiei Ștefan cel Mare, Ministerul Interne, procesul de instruire nu va fi afectat, dimpotrivă, sub umbrela Academiei vor fi realizate mult mai multe activități decât până în prezent, iar aceste mijloace vor fi utilizate pentru instruirea inițială, cum am și menționat-o, subofițerilor. Noi, când mergeam cu colegii din cadrul CIPAL-ului în acele vizite de studiu, că am fost și în Polonia, am fost și în Georgia, am fost în Ucraina, am fost în Lituania, ne uitam cu anumită invidie în sens bun când cursanții erau instruiți cu echipament nou și modern. Începând de azi și colegii mei, acei cursanți care vrem la pregătirea inițială, subofițerii, vor fi instruiți cu echipament modern și cu acest prilej vreau să mulțumesc Ambasadei Statelor Unite, Secției Justiției Penală și Aplicarea Legii, personal domnului Baclăi, mulțumim mult pentru toată susținerea. Vreau să mulțumesc Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, domnului Alexandru Popârță, care permanent a fost alături de, chiar de la început, atunci când a fost inițiată realizarea procesului de modernizare, transformare, pregătire inițiale și continuă în cadrul poliției. Mulțumim mult! Sigur că proiectul are mare și continuitate. Sunt mai multe componente care vor viza și alte subdiviziuni ale Ministerului de Interne, ale Poliției Naționale. Cum am și menționat, bucură faptul că pornim cu aceste mijloace speciale pentru acei tineri care se încadrează în poliție, vin să învețe acele abilități și capacități pentru a exercita competențele polițienești zi de zi. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc, domnul secretar general. Iar, pe urmare, permiteți să-i ofer cuvânt domnului Timothy Baitle, director al Secției Justiției Penală și Aplicare Legii, Ambasada SUA, Republica Moldova. Bună ziua tuturor! First of all, let me say it's a great pleasure to be here. The evolution of the CIPAL, or the Joint Law Enforcement Training Center, over the last 3 years has been a significant achievement in our work with the Republic of Moldova. Bună dimineața, bună ziua la toată lumea. Dați-mi voie să vă spun că sunt foarte fericit să fiu alături de dumneavoastră, iar evoluția acestui centru de training CIPAL în ultimii 3 ani a devenit o realizare semnificativă pentru Republica Moldova.
I've been working here for 3 years now, and in this time, the establishment of the Joint Law Enforcement Training Center has been one of the major priorities and a cornerstone of the Republic of Moldova's police development strategy for the years 2016 to 2020. De fapt, eu lucrez în Republica Moldova deja de 3 ani și pot să vă spun că anume crearea centrului integrat de pregătire pentru organele de aplicare ale legii, se încadrează, a fost întotdeauna una din prioritățile noastre, deoarece se încadrează perfect în strategia de dezvoltare a serviciului poliției, strategie care acoperă perioada 2016-2020. And we have worked steadily with the General Police Inspector, with the Police Academy, and with the Ministry of Internal Affairs to implement this vision, and the progress has been impressive. We have seen, in fact, at the end of 2019, the launch finally of the first practical training courses. Pot să vă spun că pe parcursul acestor ani am avut o colaborare foarte stabilă, continuă, și cu Ministerul de Interne, și cu Inspectoratul General al Poliției, și cu Academia de Poliție. Și pot să vă spun că progresul înregistrat în cadrul acestei cooperări a fost cu adevărat unul foarte semnificativ. Iar la finele anului 2019 am fost martor deja și la primele cursuri de pregătire de training care au fost realizate. I will also point out that it isn't just equipment, but with the support of the EU and other development partners as well, a lot of thought has gone into the development of a comprehensive curriculum that brings Moldovan police closer to the European standards. Cu contribuția donațiilor care s-au făcut de Uniunea Europeană, cu contribuția partenerilor, s-a investit mult și în dezvoltarea unei curicule comprehensive, cuprinzătoare, care va duce aceste cursuri de formare, de pregătire la nivelul cerințelor europene. And this will ensure, these courses will ensure that the newest generations of police officers will have the skills that they need and the practical experience they need to protect and serve the communities in which they work. Aceste cursuri de formare, de pregătire, vor asigura că toți cei care vor fi formați, deci cei subofițeri, vor dispune de toate capacitățile, capabilitățile, dar și de toate abilitățile de care au nevoie în activitatea lor cotidiană pentru a proteja comunitățile în care își onorează serviciul. And we are very proud of the equipment that we are providing in today's donation with a value of about $72,000. But this is not the first time that we have supported the center through a series of study visits, strategic studies, and other equipment supports. We have been working on this already for some years. Sunt foarte mândru de faptul că astăzi putem să transmitem, să donăm acest echipament care valorează peste 70.000 de dolari, însă nu este primul ajutor pe care îl oferim noi serviciului și Ministerul de Interne. Au fost mai multe vizite de studiu, au fost vizite strategice, toate care au contribuit de fapt la consolidarea capacităților. And of course, none of this would be possible without the competent support of our implementing partner, the United Nations Development Program. And I'd like to thank them for their constant support in helping us to implement effective programs on behalf of the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, a part of the United States Department of State. Evident, acest lucru nu ar fi posibil fără contribuția partenerilor noștri, Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Moldova. Vreau să le exprim gratitudinea în acest sens din numele Biroului pentru Justiția Penală și aplicarea legii. And of course, there's more work to be done, and the year 2020 is full of major challenges that none of us expected with the corona pandemic. But we appreciate the steady leadership of the Ministry of Internal Affairs, the Stefan Cion Mare Police Academy, and the CIPAL, the Joint Law Enforcement Training Center, in doing what they can to keep on track with the training of law enforcement in Moldova. Evident, rămâne încă foarte multă muncă de efectuat, în special în lumina acelor provocări, acelor sfidări pe care le-a plasat anul 2020 în fața noastră, în contextul virusului COVID-19, pe care noi nu l-am așteptat, niciunul dintre noi, dar apreciem foarte mult și mizăm pe acel rol de lider pe care și-l a asumat Ministerul de Interne, Poliția, Academia Poliției și, evident, Centrul Integrat de Pregătire a organelor de aplicare a normelor de drept, de aplicare a legii, care vor continua să-și înregistreze progres în acest gen. So I hope that this equipment will be put to good use with the next generation of police, and I wish you all success in the next steps as we continue to make the evolution of the center and the renovations of additional facilities a reality. Vă dorim succes. Mulțumesc. Deci sperăm că acest echipament va contribui la dezvoltarea unei noi generații a serviciului polițienesc și încă o dată vă dorim tot succesul în toate activitățile pe care noastre le veți implementa în continuare. Succes!
Vă mulțumim, domnule Baclie. Iar acum îi ofer cuvântul domnului Alexandru Cucârță, coordonator program de guvernare efectivă, programul Acțiunilor Rundei pentru Dezvoltare, în Moldova. Domnule Baclie, vă mulțumesc pentru participare în cadrul acestui eveniment. Este un eveniment important și atât pentru, în primul rând, pentru Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, pentru Ambasada Statelor Unite, dar și pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, având în vedere că prin această donație, prin acest echipament care este oferit Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, continuă cooperarea pe care o avem în acest segment cu partenerii noștri. Și acest lucru este util pentru pregătirea și dezvoltarea abilităților practice necesare pentru viitoarea generație de angajați ai poliției. Situația în care ne aflăm la momentul de față, legată de pandemie, pune și un accent și mai important pe activitatea profesională și pregătită a angajaților de poliție, astfel încât noi, angajația poliției, poate reacționa eficient, prompt și în conformitate cu normele aplicate pentru a răspunde provocărilor de ordine publică cu care se confruntă. Acest echipament vine să dezvolte abilitățile fizice, dar și capacitățile tactice ale noilor angajații a poliției pentru a reacționa prompt și eficient în astfel de situații și să asigure ordinea publică în beneficiul tuturor bărbaților și femeilor din comunitățile pe care viitorii angajații poliției îi deservesc. Această asistență continuă suportul și parteneriatul care îl avem cu Centrul Integrat de Pregătire a Aplicarea Legii, cu suportul Guvernului Statelor Unite în operaționalizarea instruirii, în dezvoltarea capacităților tehnice ale centrului, astfel încât ceea ce se oferă în cadrul centrului devine un model de formare, un model de dezvoltare de abilități care poate fi ulterior cu mândrie replicat și transmis eventual și altor parteneri din alte țări, ca deja și alții să vină eventual în Republica Moldova și să învețe de bunile practici, așa cum am făcut și noi în vizitele din Ucraina, Georgia sau din alte țări. Centrul de Integrat de Pregătire Aplicarea Legii are o sarcină nobilă, o sarcină necesară, ca noua generație de angajați ai poliției să fie pregătiți pentru a spune mai multor provocări din perspectiva ordinii publice, din perspectiva aplicării, respectării drepturilor omului, dar și în același timp să corespundă unui nivel înalt de activitate profesională și de standard profesional. Sunt convins că acest echipament care este reprezentat aici va contribui la acest lucru și va asigura că noi angajații ai poliției care merg în diferite subdiviziuni, în diferite organizații, subdiviziuni teritoriale, vor fi primiți și vor avea posibilitatea să devină un model de comportament și un model de referință în comunitățile în care vor activa. Urez succes centrului, mulțumesc încă o dată secție pentru aplicarea legii și justiție penală a Departamentului de Stat pentru parteneriatul stabilit cu PNUD, dar în același timp și pentru suportul pe care Ministerul de Interne îl oferă în realizarea acestor activități, dar și altor activități în cadrul proiectului nostru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim încă o dată pentru această donație care va completa baza tehnico-materială a instituției și ne va permite ca să pregătim personal de cea mai înaltă calificare. Cu această evenimentul nostru a luat sfârșit. Vă mulțumesc! Să nu greșesc numele cumva, să nu greșesc numele.